În acest clip vorbim despre cum puteți să faceți foarte multe vizualizări de pe Google și începem chiar acum. Salut, suntem noi de la Mens.ro, bun venit pe un nou clip. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă invit să vă abonați pentru că de fiecare dată veți găsi informații care să vă ajute să dominați YouTube și Google. Google poate fi o sursă foarte importantă de vizualizări, mai ales atunci când sunteți la început, nu aveți o audiență, nu aveți foarte mulți abonați. Aveți nevoie de Google să vă aducă cât mai multe vizualizări și de aceea vă propun să urmăriți clipul care urmează. Dacă încă nu știți, YouTube este proprietatea Google, deci Google va fi tot timpul interesat să promoveze și platforma YouTube, ceea ce pentru noi este un lucru bun, înseamnă ce obținem pentru YouTuberi începători, înseamnă că putem să folosim Google pentru a obține anumite beneficii de la vizualizări, abonați și așa mai departe. Totuși, pentru a reuși să dominați și Google pe lângă YouTube, trebuie să faceți câteva lucruri. Pe lângă studierea cuvintelor cheie, pe lângă studierea a tot ce înseamnă domeniul respectiv la care presupun că sunteți și vă pricepeți, e foarte important să adăugați câteva cuvinte cheie în titlurile voastre. E un truc pe care l-am învățat și eu de la oamenii care se ocupă de SEO de foarte mulți ani în America și eu am zis să vi-l prezint și vouă pentru că e păcat să nu folosim motorul de căutare Google pentru obținerea de beneficii. Primul cuvânt pe care îl dezvălui și pe care trebuie să-l folosiți în titlul clipurilor voastre pentru a vă poziționa și pe Google este tutorial. Dacă folosiți în titlurile clipurilor voastre cuvântul tutorial, veți vedea că acesta va fi poziționat și pe Google. Cu cât concurența este mai mică, cu atât aveți șanse ca acel videoclip al vostru să se poziționeze cât mai sus în căutările Google. Asta înseamnă foarte mult trafic, pentru că dacă nu știați, Google este primul motor de căutare din lume și e normal să vă aducă vizualizări. Repet, trebuie să faceți și alte lucruri pentru a ajunge sus, dar este un lucru foarte important să adăugați cuvântul tutorial. Dăm un exemplu. Vom lua termenul slime, pentru că în ziua de azi suntem foarte siguri că vom găsi clipuri cu slime în toate limbile, să zic așa. Facem tutorial slime. Asta e ca un exemplu, puteți să folosiți și voi alte exemple, să vedeți. După cum vedeți, deja sunt destul de multe clipuri care au intrat în căutările Google. Asta înseamnă că teoria mea este corectă, asta înseamnă că Google va prelua clipuri care conțin în titlu tutorial. Bineînțeles, nu doar asta, este foarte important, vedeți că fiecare e poziționat după alte lucruri, în funcție de descriere, în funcție de link-uri care există către acea pagină și așa mai departe. Nu vă plictisesc foarte mult cu cum vă poziționați un site, să zic așa, pe Google. Teoria e cam aceeași. Apoi, un alt cuvânt care puteți să-l faceți, să-l folosiți în titlurile voastre este video. Mi se pare și normal, video să apară în multe denumiri și Google înțelege lucrul acesta, în multe titluri. După cum vedeți, video slime. La fel, există clipuri care au fost preluate de Google, care conțin cuvântul slide. E un lucru foarte interesant aici, fie în titlu, dar chiar și în descriere. Văd că ține cont și le poate poziționa. Deci dacă s-ar putea ca în momentul în care nu există în titlu acel termen, îl va căuta în descrierea clipului. Bineînțeles că Google are acces la tot ce înseamnă YouTube și poate să înțeleagă foarte bine cum sunt poziționate și cum sunt aranjate descrierile clipurilor, deci sigur va citi și acea descriere și adăugând acest termen veți reuși să vă poziționați clipurile. Un alt termen pe care vi-l dezvălui acum, cum să. Foarte interesant acest lucru, la fel cum să faci slime. Vedeți, 3 clipuri sunt preluate, dacă mergem pe căutări probabil vom găsi mai departe, al 4-lea și așa mai departe, sunt foarte multe clipuri care sunt preluate de către Google, care au în denumire cum să. Pe engleză, dacă primele două există în limba engleză, tutorial și video, în engleză există how to,
folosind cuvântul, grupul de cuvinte How To, veți găsi foarte multe clipuri în căutările Google. La noi în România, cum să? Am tradus, nu exista nimic nicăieri informația aceasta, dar am făcut o traducere și am văzut că merge. Un alt titlu pe care îl puteți, un alt cuvânt care puteți folosi în titlul vostru este curs. Să văd dacă funcționează pe Slime. Bineînțeles, există undeva în fie în descriere, fie în titlul clipului, există curs. Greu de crezut, trebuie să-l căutăm foarte bine, dar după cum vedeți, au reușit să se poziționeze pe Google câteva cuvinte. Un alt cuvânt pe care o puteți folosi este lecție. Am văzut că Slime este destul de ușor. Lecție de SEO. Găsim, există un clip aici, pe prima pagină, deja poziționat, după cum vedeți, are în descriere, nici măcar nu are în titlu, are în descriere cuvântul lecție. Deci cam astea sunt aceste cuvinte care puteți să le folosiți. Trebuie să le spun din nou. Tutorial, video, cum să, și curs și lecție. Deocamdată acestea sunt cuvintele pe care le-am descoperit eu că funcționează și care, folosindu-le în titlu, nu neapărat că garantează, dar te ajută să-ți poziționezi clipurile pe Google. Repet, nu este o chestie 100%, adică trebuie să fiți conștienți că în momentul în care puneți cuvintele acestea, e posibil ca acel clip să intre în Google, dar să fie pe pagina 20. Și chiar nu contează, trebuie să munciți mult mai mult de atât, dar e o sursă pe care puteți să o folosiți, e o sursă pe care puteți să o încercați măcar, să vedeți dacă reușiți să vă poziționați clipurile voastre și în Google. Repet, Google este primul motor de căutare și nu vreți să ratați această sursă de vizualizări, această sursă de abonați. După cum spuneam, această tehnică nu garantează 100% că clipul vostru va ajunge pe prima pagină, în niciun caz asta. Doar că vor crește șanse. De asemenea, aceste cuvinte nu sunt singurele care vă vor aduce clipurile pe Google. Dar trebuie să căutați foarte mult. Eu am descoperit până acum aceste cuvinte și vă aștept și pe voi să descoperiți alte cuvinte și poate să le împărtășiți cu noi. Dacă nu, să le țineți pentru voi. Ideea este să vă ajute cât mai mult în poziționarea pe Google. Vreau să vă uitați și în clipurile voastre, să descoperiți dacă aveți clipuri cu titluri de acest gen și dacă aveți pe ce pagină sunt și vă aștept comentariile voastre dacă această tehnică funcționează și pentru voi. Dacă ați învățat ceva util din acest clip, vă invit să vă abonați. Dacă sunteți abonați, vă invit să deveniți parte activă a acestei comunități, să comunicați cu noi, să comunicați cu începătorii, să le răspundeți la întrebări, să vă puneți propriile întrebări. Iar eu până data viitoare vă urez SEO plăcut!